votăm o fi. Stimați colegi, care au votat, noi, domnul președinte, să votăm.
Cred că nu e corect și până la urmă orice, și într-o societate comercială care nu e cu capital, să zicem, asociarea comunităților, până la urmă cel care conduce de o informare și o răspunde practic în fața acțiunilor. Cred că aici se pune problema, pentru că foarte mult dintre noi consilierilor care am solicitat, cel puțin să avem o informare, dacă nu toate documentele cum ar fi normal și legal. Și cred că avem un rol, practic în încheiere, după 4 ani de zile, un mandat acest Consiliu Local, o să fie atunci și să urmează alți colegi sau unii dintre noi să o să mai fie, dar în această formulă că nu va mai fi. Și cred că ar fi din partea noastră un vot de maturitate să arătăm măcar la sfârșit că avem grijă de patrimoniul municipiului și că cerem celor care temporar sunt puși într-o anumită funcție să gestioneze, măcar pe minimă socoteală. Și o să vedem fiecare dintre noi cum o să votăm, cine are grijă de patrimoniu și cine nu are grijă de patrimoniu, măcar acum, în al 12-lea ceas. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Tot. Apreciez grija pe care o manifestăm în ceasul 12-lea pentru această companie. Problema mea este alta. De pe site-ul companiei de apă am aflat că este ADA convocată pentru data respectivă. Astăzi am fost la primărie și am constatat că funcționează internetul în primărie. Am întrebat pe domnul la desfăcută cu activ, dar la domnul primar și la domnul viceprimar, este internetul meu? Este. De pe site-ul societății am scos astăzi, publicat, raportul auditorului independent către acționarii SECE Compania de Apă Arieș și SAR. Ștampilat și publicat acolo. Raportul administratorului. Când am ocupat așa tare de treaba asta, am mai găsit acolo și notă privind repartizarea profitului pe 2005. Tot pe site-ul companiei. M-am uitat în ordonanță 109 și acolo am găsit că societățile cu capital de stat, majoritate, de genul acestei societăți, au obligația să afișeze pe site-ul societății aceste documente. N-am găsit nicăieri că are obligația să-mi transmită mie scris acționarului aceste documente. Sigur că noi avem reprezentanți în adunarea generală ADA, la acționarilor și atunci noi avem obligația să mandatăm acel reprezentant al nostru ca numele nostru să facă ceva acolo în acea adunare. Eu le-am găsit aceste materiale și vin și vă întreb pe dumneavoastră, am eu căderea, chiar dacă e campanie electorală și sunt foarte îngrijorat de această companie, să pun la îndoială o auditare a unei societăți pe care am găsit-o cu un portofoliu printre primii 5 auditori din Europa. Impresionant, vreau să vă spun. Și să spun că îl mandatez pe reprezentantul meu să voteze împotriva unui raport de audit întocmit o astfel de societate. Împotrivă votez când ori nu am avut niciodată cunoștință de situația respectivă, ori consider că acest raport a fost pertinitor sau subiectiv. Acest raport a fost publicat și a fost la dispoziția noastră, nu a trebuit să deschidem ochii să-l vedem. Să ne interesăm de el, dacă nu este așa de mare grijă pentru societate. Raportul administratorilor, vizat de către auditorul independent, trebuie până în 30 mai să fie ridicat la ANAF ca să respectăm legea. Mai mult de atât, toate situațiile financiare care societatea, compania de apă, le-a avut în decursul timpului, tot conform ordonanței 109, au fost publicate și pe site-ul companiei, ba mai mult au fost raportate la ANAF. Sunt situații financiare verificate de către aceștia. Nu te poți ruga. Ba mai mult, au venit cei care au verificat societatea cu privire la modul și modalitatea care au fost cheltuiți banii pentru că au fost fonduri europene în această societate alocați. Și atunci, sigur că, așa foarte formal, putem veni să facem un proiect de hotărâre să ne, domnule, gata, împotrivă, împotrivă, împotrivă. Oare nu cumva votând împotrivă, votăm și împotriva
noastră a Consiliului Local, pentru că dăm dovadă de o incompetență rară întâlnită, zic eu, fără campanie electorală. Și atunci am permis să fac amendamentul următor. La articolul 1, să voteze asupra lui punctul 1, aprobarea raportului auditorului. Să se taie împotrivă și să se scrie pentru. Pentru că eu nu pot să-mi permit să intru într-un proces cu auditorul care vine și zice, de ce m-ai faultat? De ce ai fost împotriva mea când eu mi-am respectat clauzele contractuale și sunt în riscul de a pierde licența ca să ajungi auditor financiar, trebuie să ajungi și la Ministerul Finanțelor. Atunci, la punctul 1 de la articolul 1 să fie pentru aprobarea raportului administratorului, în loc de împotrivă să fie pentru, situațiile financiare pe 2015, pentru, punctul 4, pentru că nu ne-a fost prezentat BVC-ul, să putem discuta, să fie șters de pe proiectul de hotărâre, punctul 5, repartizarea profitului, chiar dacă avem această notă și avem cunoștință de el, să-l tăiem de pe acest proiect de hotărâre, iar descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General să fie și asta radiată. Și atunci să rămână la articolul 1, punctul 1, 2, 3, cu mandatarea asupra acestor puncte să voteze reprezentantul nostru pentru. Având în vedere că am venit să amendez articolul 1, trebuie să mă duc neapărat și la articolul 2, pentru că are legătură cu articolul 1. Să voteze împotriva tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi. Amendamentul meu este să voteze pentru aceste trei puncte de la punctul 1, urmând ca la celelalte să se abțină. Urmând să radiem articolul 3 din proiectul de hotărâre, pentru că face referire la auditarea, respectiv societatea să fie notificată, să dea explicații. Și atunci, punctul 4 să devină punctul 3 din proiectul de ordine de zi. Ăsta este amendamentul pe care vreau să-l fac, să-l supuneți aprobării Consiliului. Asta e ideea care avem o dezbatere astăzi aici. Nu vine nimeni să-mi spună mie consilier că cineva a făcut un proiect de hotărâre împotrivă. Aici trebuia lăsat puncte, urmând ca noi, Consiliul Local, să hotărâm împotrivă, pentru. Nu vi să-mi spui tu, fără să fundamentezi pe expunerea de motive, frate, pentru ce? Dar să-i sancționezi pe cine? Să-i sancționezi pe... Mulțumesc frumos! Domnul Ștefan! Eu mă bucur că acum, la sfârșit de mandat, v-ați trezit dumneavoastră să ne învățați tehnică legislativă. Poate că acum, măcar la sfârșit de mandat, ați trebuit să citiți legea 215 și să... învățați de acolo, zic, ce înseamnă tehnica legislativă Consiliului Local. Este dreptul inițiatorului să ceară tot ceea ce consideră că este important și benefic pentru cetățean. Dacă noi am considerat ca inițiator este bine să votăm împotrivă, noi am să aveți posibilitatea să faceți amendament așa cum ați făcut și Consiliul să lucrează. Însă nu veniți să ne spuneți, nu am cum să facem un proiect de hotărâre. Am pretenția că știm mult mai bine decât dumneavoastră. Sper că l-ați înțeles. Nu vă impune nimeni. Am dreptul să votați cum considerați. Și vă rog să nu întreb, că sper nu v-am întrebat. Și cred că ceea ce l-ați înțeles și ceea ce este cel mai important este această atitudine a companiei de aprobare și care nici măcar nu și-a invitat acționarul, care este pe locul 2 ca majoritate, ca număr de funcție. După tuturor, suntem pe locul 2, da? Nici măcar n-am fost invitat, nici măcar n-am avut un simț să ne invite. Și acum dumneavoastră trebuie să votăm pentru niște situații sau situații financiare sau rapoarte pe care nici măcar nu le-am văzut. Asta vă dorit acasă, vă dorit dumneavoastră votați. Eu nu voi vota așa ceva. Domnul Pernes, domnul Consiliu Pernes. Să întreb, că nu știu ce din zona judecătorului,
ce înseamnă dacă nu se aprobă, să zicem nici la noi, nici la curtea, deci niciun acționat nu aprobă la raportul auditorului. Și o ridic ce înseamnă în ultima acțiune. Ce se întâmplă? Întreb și eu, acolo e un raport bune cu ele, bănuiesc. Avea dreptate, bănuiți, pentru că nu l-am văzut. Bun, nu l-am văzut. Da, așa e. Doamna aș vrea să spun, domnule Mărea, că legislația în vigoare prevede că de la 1000 de cifre de afaceri în sus, societățile comerciale sunt obligate să facă un audit. De la 1000 de valori de cifre de afaceri, pot să aibă un audit intern sau un audit extern. Auditul extern nu poate fi contestat, acesta, cel puțin de la această firmă. El trebuie prezentat și legislația obligă să fie prezentat acest audit financiar la solicitare, să spunem, acționarul. În legătură cu proiectul de hotărâre, într-adevăr, proiectul de hotărâre pune la pachet 6 puncte pe ordinea de zi în care trebuie să votăm împotrivă. Sunt de acord cu domnul Tot la primele 3. De ce? Acest raport există. Și nu știu dacă a apucat să fim împotrivă. Oricum, dacă suntem împotrivă sau nu, sau pentru, nu schimbă cu nimic situația. Toate evenimentele economice sunt istorice. Se referă la acte contabile, la contracte comerciale încheiate pentru perioada 2015. Dacă dorim să le aflăm, putem afla. În 30, cum spuneam, trebuie depus bilanțul contabil. Da, nici nu sunt de acord cu domnul Tot, dar să ștergem de pe listă următoarele 6, următoarele puncte, 4, 5 și 6. Acestea trebuie fi discutate cu acționarii și dacă nici nu am văzut acest buget de venituri și cheltuieli, veniturile se constituie din contribuțiile noastre ca cetățeni, iar cheltuielile și le stabilesc de și cum doresc. Aici putem fi împotriva acestui buget de venituri cheltuieli, la fel și repartizarea profitului. Și la fel descărcarea de gestiune a membrilor, atât timp cât există susținut ceva în actele istorice contabile, nu ar fi fost în regulă. Deci, din punctul ăsta de vedere, consider un pic de blocaj și va trebui să votăm proiectul de hotărâre așa cum este. Dacă mai dorește cineva să discute de un consiliat. Niciodată, sincer, mă deranjează modul când vine cineva și ne explică aici, nu știu ce. Domnul consilier, lasă într-o majoritate care vă spuneam la momentul respectiv că noi ne-am dat niciun mandat cândva în 4 ani de zile, dar vreau să vorbiți astăzi ca să vă auziți. Deci că v-am spus de atâtea ori că noi ne-am dat odată un mandat reprezentantului nostru să-i spunem ce se votează la urmărire. În 4 ani de zile n-am dat niciun mandat consiliul ăsta local, da? Ați încearcă să-mi țin istorie legislativă. Dar de ce n-ați dat, domnul consilier? Pentru că v-ați spus pe astfel majoritatea care existați atunci, da? Că m-a spus. Nu vă faceți asta odată după că parcă ați fugit într-un partid la altul și ați ajuns la altul astăzi, vă uitați și ați făcut acum câțiva ani. Cu alocarea aceasta este în campanie. Avem niște subiecte aici, cine vrea le votează, cine vrea nu le votează, le vom vota pe puncte. Unii votează un punct, alții vă votează la punct. Dar nu venim aici cu teoria timpului când ne schimbăm toată ziua, era un partid la și ne-am închis în ce majoritate a fost. Mulțumesc, domnule. Nu suntem nerviți. Trebuie să ne dau dreptate. Când i-ați dat PDR, aveați altul. V-ați schimbat la partid, aveți altul. Lăsați-o, domnule, că nu știm treaba asta. Lăsați teoria, nu mai știi de cum se vrea de asta. Nu acuzați. Dacă mai sunt alte discuții pe marginea proiectului, domnul Vlad Petrescu. Bună ziua tuturor. Cum spunea colegul domnul consilier Andreș, aici suntem într-o situație de blocaj. Odată, ce înseamnă să votăm potrivă? Unii zic că nu se întâmplă nimic. Totuși eu aș dori să știu ce se întâmplă. Ce se întâmplă dacă nu votăm noi și votăm? Noi ne împotrivim și votează restul. Ce se întâmplă dacă se împotrivește și Turda sau și Turda și comunele din zonă? Este... Acum, înțeleg și momentul.
electoral. Probabil de aia s-au atins spiritele. Dar nu înțeleg atitudinea companiei de apă. Dacă țineți minte la ședința de Consiliu în care am mai discutat odată să mandatăm reprezentantul să voteze împotriva unor puncte, pe o ședință care ulterior s-a amânat, s-a anulat, nici nu știu exact, atunci am zis, domne, solicit să vină reprezentantul companiei de apă. Din păcate, nu este nici azi, nu este un jurist al companiei de apă să ne spună, noi oameni, nu faceți treaba asta că ne dați în cap. Noi putem să le dăm în cap sau putem să nu le dăm în cap, nu știu. Dar atitudinea asta este total neconstructivă din partea companiei. Acum, votăm să mandatăm reprezentantul să voteze împotriva bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016. Care va dintre dumneavoastră a văzut acest buget? Nu. Votăm împotriva situațiilor financiare aferente anului 2015. A văzut careva din acest Consiliu situațiile financiare aferente anului 2015? Nu le-am văzut. Situațiile financiare? Situațiile. Felicitări, domnul tot. Dar treaba noastră, în calitate de consilier local, în Consiliul Municipiului Câmpia Tozii, nu este să scotocim pe net situații financiare. Și nu poți vota pentru, nu poți vota împotrivă. Întrebarea este, dragi colegi, ce face? Când poate să afecteze compania? Când trebuie compania să depună aceste situații? Ce înseamnă dacă le depune? Ce înseamnă dacă nu le depune? Deci noi trebuie să gândim toate aceste probleme înainte de a tăia capete sau de a lăsa, de a le lipi la loc. Așa că, din punctul meu de vedere, este extrem de greu să iei o hotărâre tranșantă în acest moment pe acest subiect. Vă propun să mai facem încercare, să solicităm imperativ companiei de apă să vină, să-și expună situațiile, rapoartele și așa mai departe și să încercăm să votăm în cunoștință de cauză. Dacă susține să votăm acum, noi, reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, ne vom abține pentru că considerăm că nu este în regulă să votăm nici pentru, nici împotrivă. Mulțumesc. Domnul Dorea. Sunt de acord cu ideea domnului și eu, în cazul ăsta, aș solicita ca până luni, că nu puteți mai face o politică ordinară, vă duc rămasă și până luni să vei trimită. Atenție, am plecat să intervin domnule coleg, o parte din colegi sunt plecați. Avem ordinară. Vizită oficială la urmă. Se poate, se poate coordina. Situația e și mai dificilă. Domnul secretar, vă rog să ne rămâniți dacă este posibilă situația creată, procedura prin care să facem o altă ședință. Acum, problema este când va trebui să se prezinte reprezentantul nostru în ACA spre votare la ședință. Mandatul trebuie de 48 de ore înainte. Deci asta înseamnă marți dimineața la ora 12, la ora 10. Marți dimineața la ora 10. Problema este că trebuie să luăm în calcul modul, nu ce votăm noi aici,
ce va vota reprezentantul nostru acolo. Dacă acest proiect de hotărâre va pica, da, nu are mandat. Dacă se aprobă versiunea propusă de către domnul consilier tot, va merge acolo și va vota pentru niște rapoarte pe care nu le-a văzut. Noi dăm mandat să puteți niște rapoarte pe care noi nu le-am văzut. Asta este problema. A colegii se întorc. Marți s-a dat să întors, marți pe masă. Marți la ora 10 trebuie depus, la ora 9:59 dimineața, cel mai târziu. Domnul consilier, da, copii, domnul consilier. Eu cred că... Suntem o dotare de impact, cauzată de toate părțile indicate. Nu mă refer la aspecte juridice, că nu sunt calificate în domnul. Dar mă refer la atitudinea față de un acționar important. Probabil că unii consideră că e suficient să afișezi pe internet toate datele explicate în limbaj contabil, în limbaj profesional corect. După cum un fel de corect este ca acel acționar să nu înțeleagă nimic și să aibă nevoie de niște explicații. De ce? Nu pot obliga să voteze pentru. Simplul fapt că tu ai afișat niște date pe internet nu obligă pe nimeni să fie de acord cu el. Și dacă faci referire la un acționar care are rezervul 1% din acțiuni, poți să îi dovedească la înțeles să fii sănătos. Pune-mă la păcat. Dacă vorbești cu un acționar care are 30% din acțiuni, trebuie să te gândești că s-ar putea să greșească el și să pățești necazul tu. Repet, acționarul, în adunarea generală, acționarul are voie să voteze și. Nu e nimeni de jos. Deci ar trebui, și cred că este o problemă de comunicare între compania de apă și acționarul, acționarul legat cu ei major. Într-o firmă privată, când ai un acționar care are 40-50%, tu, ca și producător, nu ai dat că îl pun în public toate orificiile. Că ești acționar. Acționarul nu răspunde decât de legalitate. Deciziile lui, așa cum aici în Consiliu, deciziile lui sunt suverane. Sunt partea lui acolo și are dreptul să decidă. Are dreptul chiar să-și greșească. Deci, probabil, și atitudinea este o atitudine de aroganță moștenită. Moștenită încă de pe vremea, cum să zic eu, lui Sabot. Am vrut să-i găsesc un termen așa mai plastic. Eu vreau bine, că vorba lumea așa cu recula e vorba. Deci există o atitudine de aroganță. Aroganța conduce la înăsprirea relațiilor, înăsprirea relațiilor conduce la lucruri care nu se legă. Deci, după părerea mea, vorba rapidului. Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, numai că lucrurile stau cam mai pe loc. În rest, e o problemă de lucru. Domnul consilier, vă rog să propuneți amendamentul acesta, cum vă dat amendamentul acesta, cum vă rog să discuți, doamnă. Vă rog frumos să dați copii, domnul Bezăr. Mai am o întrebare. Pentru că doamna Mariana Lazăr nu este la ședință, poate ne poate lumina domnul primar. Doamna Mariana Lazăr a primit documentația pentru domnul vicepriu. Eu am vorbit cu ea, da. M-a întrebat să fiu la ședință, i-am spus că nu e greșeală, pentru că ea nu deliberează. Ea este un purtător de mesaj. Ea misiunea de aici și o duce și o depune. Ea nu vorbește în ACA în lume propriu. Fiind un specialist în domeniu, aș dori să o întreb dacă a primit documentația și părerea dânsei personală care este.
În documentația dată înainte, nu fi băriat că fie atunci niciun act de la convocator până la situații, rapoarte, niciun act vis-a-vis de această ședință, la fel cum nu a intrat nici pe ședința AGA, pe care probabil știți, care este convocată deja pe 6 iunie, o altă ședință AGA, care are ca scop schimbarea celor consiliului. Pe 6 iunie. Este deja convocată și am stat pe site-ul companiei de apărare. Și nici pentru acea ședință, nici pentru aceasta, nu a intrat niciun act în primăria Chiriacului. Mă asigurați că așa este. Evident. Pentru că în cazul ăsta nu o putem mandata să voteze pen. Dacă merge să voteze în necunoștință de cauză. Aici deja se schimbă datele complete. Domnul consilier de ce? Domnul director, eu dacă m-am dat să voteze pentru și când s-a dorește să voteze împotriva, ce face? Nu face ce să voteze. Sau oricare situație, care răspunde. Deci ea trebuie să are mandat acolo să voteze ceea ce îi spune consiliul local. Nu poate să voteze decât în baza mandatului acordat de consiliul local. Domnul secretar, am dreptat. Dar eu nu pot, mă repet, nu pot să o trimit să voteze pentru pe niște acte care nu le-am văzut. Asta ziceam de la început. Eu cred că merge să voteze. Nu, vreau să clarificăm puțin situația pe care v-am spus, este ingrată situația. Și pentru noi și pentru toată lumea. Dacă mai așteptați să discuți. Domnul Domnul, vă rog, dar formulați în așa mai mult. Dar mai fi discuții, nu? Cum te ziceam, domnul Domnul, ce uita, a fost pe site de partizanea cu partizanea dividendelor, fără să suntem acționari. Ce vor să facă cu ea? Unul profund. Bun, dar banii trecuți, domnul Domnul, câte dividende să repartizați și cine l-a aprobat? Reacționarii nu știu nimic în patru ani de zile. Răspuns scurt, mai multe ca domnul Sandău, care era la PSD. Știți câteodată nu s-a văzut aici la Consiliul Local, când era la PDL. Nici dumneavoastră nu știți, nici eu nu știu. Ăsta e răspunsul, da, clar. Asta vă conduceați dumneavoastră compania mea. Era foarte disciplinată și venea la fiecare ședință domnul Sandro. N-a fost la unul. Dar a fost, doi la mână. Veniți aici, clar. Veniți persoane, faptul că domnul Sandro era un moment dat pentru PDL. Moralist. Vă rog să începem. Stimați colegi, această ședință, datorită faptului că acest proiect de hotărâre a fost, este un foarte sensibil și nu a fost discutat în ședința de comisie, asta este motivul pentru care acest discuții să fie rămâită toată lumea, dar cu cuvântul domnului viceprimar. Nu acceptați discuții pentru că așa scrie legea, că pentru că este dezbatere, nu acceptați discuții. Fără înscrierea cuvântului. Vreau să domnul consilierul de Bretul, a vorbit cu doamna la Sătania, pentru că acum nu a primit niciun document, deci pot confirma acest aspect. În ceea ce privește afirmația domnului coleg tot, dar nu am vrut să știe că este nou consilier, consilier, dacă domnul Sătău a fost sau m-a spus la ședința consiliului local, eu vă spun că a fost, eu am avut chiar contre cu domnia sa aici. N-a fost pe aceeași lungime de domnul nou, lasă, dar a fost prezent în cooperație cu domnul Matrian Afinșoan. Domnul oricum, vreau să vă spun tuturor că Sabău, indiferent cine ar fi, nu face parte din discuția aceasta. Nu l-am amânat. Dacă, într-adevăr, așa atunci voi fi și eu nevoit să revin asupra hotărârii de a mă abține, pentru că nu pot să trimit pe omul acela să voteze ceva ce nu a văzut. Deci, vom vota pentru proiectul de hotărâre de acest. Dacă tot vă ascultăm cu amendamentul, aveți de propus un amendament și întrebarea era că doriți să... Articolul 1, punctul 1, 2 și 3 pentru, în loc de împotrivă, punctul 4, 5, 6 tăiate jos, articolul 2. Să voteze pentru punctele 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre. Articolul 3.
radiat din prezenta hotărâre, punctul 4 devine punctul 3. Supunem la vot Dragi colegi, declară ședința extraordinară și